Am ajuns? Am ajuns? Capitane, suntem aproape? Suntem atacați! Suntem atacați! Ne prăbușim! La dreapta! O să ne prăbușim! A fost cât pe ce... Suntem atacați! De cine, mă? De crocodiliuri. Iar începe asta cu crocodilii. Cosmin? Da? Mi-e foame. Au alimentare acolo? Au. Dar nu am bani. Ce tot vorbiți acolo? Acolo sunt crocodili? Crocodilii trăiesc în apă. Acolo e apă? Cred. Da, îi bat dacă sunt răi? Îi bat. Mă trece Pipi. Aurica, ia vină mă să ieși ceva! Băi, ce pizda mă să faceți macul! Riciule, Riciule, ia-mă scaunul ăla. Hai mă, copilul, mă, dă un pic scaunul ăsta. Îl verific, mă, dacă se stă pe el. Mă, Aurica, mă, ce marți au rămas pantalonii ăștia. Ia uite-te la ăsta. Aurica, hai du-te la mă, fuga, fuga. Tu rosule, mă, urcă de mai pe ea, bă. Ha, mă, ia-o de ghidon, lasă și pe ăsta, mai. Ce faceți, mă? Stăm, nu? Stăm, nu? Hai, hai. Ce ți-a căzut? Eh? Repede de la maică ta cât îți rupe urechile. Hai, ia și scaunul. Călcam aș pe tablele voastre. Nu știu o urea să dure la mâncare. Hai, 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 nu știu că sunt destan. Păi, unde, bă, în jos, în jos, în jos. În curte. Păi, fii atent să nu scadă ouă. Hai, 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 în curte. Băi, bună ziua, ce am vorbit? Uite, duci, bă, sus, mă. Hai deodată când te spun. Hai, mișcă-te. Ce faceți, mă? Ce faceți, mă? De ce l-ați împins, mă? Ce-ai făcut, ai spart ouăle, măi? Mai, Aurică, vină încoace că te pocnesc de nu te vezi. Dar mai lasă-l și... Ia mai taci din gură și lasă-mă face, că nu e stare de nimic, da? Seamănă cu tine. Treci încoace să te plechezi. Să nu calci ouăle lui Aurică, măi. Obraznicule, ce ești? Vezi ce te ceartă, tăi. Se me-ncumă, ta, tot timpul. Aiurea.
Mă, să mă bată Dumnezeu dacă te mint. Sunt nevastă la mână. Patru damigene ochi de vin. Vin? Da, mă, vin. Te-ai zbat la mine. Are furici în el, ha? Nu mai zic coci. Dai. Băi! Mama, mă, să te lăsă fără răgatul, dacă spărți peștele, n-are mătate unde să-ți dea altul. Băi, spele mătate! Aici, linia, spărți frumos, ordine, disciplină. Vezi ce ai spus, cauză. Mama, ajută-mă, că e târziu. Când e cer senin frumos, când auzi un vânt voios, zi și tu, nu e păcat să stai veșnic supărat. Dragata, te-am întristat, da, ești vinovat, că ai uitat cum îi pierdesc, că nu joci. Ce faci, mă? Ha? Ți-a fost frică? Hai că nu te bat, dă-mă. Ia ridică-te și ține mâinile astea. Așa, să mă ajuți. Așa, mă, mama e, mă. Așa, bravo. Ai grijă. Așa, hai. Așa, nu mai avem vreme, știi? Așa, ia. Ușor. Las că stai eu la coadă și iau ouă. Îmi bag acum. Ia. Hai. Gol. Ajută-mă, hai. Auzi, fata, dar te-ai spălat pe mâini? M-am spălat. Ah, lăsă că n-are nimic că ți-a scăpat. Lasă-o, nu. Și acum dai cu sare să se moaie mai repede. Te-ai grăjit, ești deșteaptă. Lasă-mi ce aș ce să mai zic? Nu mai zic nimic tac din gură. Cum să te că mai rău, scoși ce e mai rău de mine. Lasă-mă, bă. Adică ce tot, tu nu vezi că asta nu-i stare să facă nimic? Lasă-mă că a zis că facem mâncare. A zis că nu știa să facă prăjituri. Ce vrei să facă prăjituri dacă nu-i stare să facă nou? Lasă-o. Lijania, mătii de plot! Să-mi faci tu, mă, mie una ca asta! Stai-ți dreacu' din urmă aici! Rimescu, eu cred că ar fi... Hai să jucătru! Sunt eu! Rimescu, am o treabă mare, urgentă! Cu dumneata, urgent! Dar fi mai bine să... De ce? Așa ceva. Pe mine mă întrebați? Eu nu știu ce să mai... Vezi este un bor cu mântuitare. Încă o dată îmi cer scuze, fiți... Da. Trebuie să vorbim între patru. Da. Ascult, nu am avut toată bunăvoința. Nu se poate așa ceva. Este o treabă mare, gravă, da, delicată. Înțeleg, înțeleg. De asta am și venit. Da. La dumneata, nu se poate așa ceva. E vorba, uite, de revista asta de o piatră.
Nu se poate, domnule. Cine? Nu se poate, că cine a venit? Cum uite asta, nu știu. Uite omul. Fundere în vânt, lumea asemenea materiale subversive. Eu am avut toată bunăvoința, de-aia am și venit la dumneata personal. Pentru că suntem colegi, trăim în aceeași comunitate. Dar totul este foarte clar. Mai întâi vine Vișan la mine. A găsit în zona 2 tabla pe care au furat-o copiii dumitale și pe care au tăiat-o îndoit-o, dracu, ce-au făcut cu ea și pe deasupra găsim și revisa asta care circulă subversiv. Într-adevăr, într-adevăr, o să nu se poate, nu se poate, domnule, nu se poate, domnule. Și cine a dus, o să vadă-i, băi. Nu se poate să se... O să stai în casă. Să irosim resursele partidului în halul ăsta. Păi țara arde și stați aici și faceți, eu știu ce, prăjituri aici. Da, și revisa, o ardeți, nu? Se casează. Hai mă, odată, mă, dă-te, măi. Hai odată, că mă apucă dimineața, măi. Dă-o în prânză. Rotește-o. Rotește-o la stânga, stânga. Uite-te la mâna mea, mă. Dă-i. Stop! Ai trecut. Dă-o înapoi, dă-o înapoi. Dă-o înlat. Hai, dă-o așa. E bine așa. Băi, porancic, ia vezi ce coace, mă. Hai să mutăm ăsta cu tot. Mutăm. Ține aia acolo. Hai, dați-vă, mă, dă-te. Stop! Gata! Băi! Mută-mă la loc! Nu, lasă așa unde e. Mutăm asta la loc. Vezi cum asta, mă. Scade peștii. Nu schimba, nu schimba, ține-o bine așa. Ce dracu, ce vrea să o lege, mă. Hai, mă! Nu e bine! Asta e! Nu putem noi să... Hai, dă-o, dracului, mă! Ce pești? Ai mișcat-o? Pe ce faci, mă? Rămâi acolo! Stai lângă ea! Așa! Nu te miști de acolo! Nu putem noi să spunem la voi. Nu putem noi să spunem la voi. Din tehnicii. Ah, dă-o încolo, dă-o încolo, măi. Consiliul de Forță Majoră. Trebuie analizată problema. Da, trebuie. Eu spun să nu mergem. Tu tași, că pe tine nu te-a certat. Pe mine m-a certat. Vote să mergem? Fa, cum ziceți voi. Trebuie să hotărâm cu toții. Pe dacă ne-au dărâmat-o? Dacă ne-au dărâmat nava... Noi unde ne mai jucăm? Da. Lasă că Cosmin se ciocă cu mașina aia galbenă. Aia de-o ții mereu în vitrină și nu o dai la nimeni. Și oricum ai adus decât butoiul. Ba nu, am adus și cornetele. Da, oala mea, mă bate mamă. Tu ne-ai nebunit, trebuia să furt oala. Nu puteai să spui altceva în cap? Am văzut eu la televizor că... Ai văzut un drac, te-a trecut pe tine pișarea. Că altfel nu ne prindea și ne dărâma tot. Și acum cum ajungem la... Păi nu ai văzut tu la televizor? Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abținere avem? 4 voturi pentru. Mergem. Ședința s-a încheiat. Hai să vă uit cu stăm. Stop, stați.
Asta e, măi! Asta e! Bine, de două ore atunci când am efectuat ultima noastră transmisie în direct, așteptam desprinderea modulului lunar de nava cosmică Apollo 11. Manevra de detașare a modulului lunar de cabina principală a fost executată la ora 19:47 de minute, ora Bucureștiului, și s-a efectuat în partea invizibilă a lunii, în timp ce legăturile radio cu stațiunile terestre erau întrerupte. Manevra a fost efectuată de Michael Collins, care a aprins pentru o fracțiune de secundă motorul rachetei al dispozitivului de deconectare a celor două nave. Modulul a fost plasat pe o orbită apropiată de cea a cabinei principale. Cele două nave independent au continuat evoluția în formație la o depărtare de aproximativ 12 metri în faza inițială. Apoi, potrivit noilor coordonate, modulul s-a îndepărtat până la 800 de metri deasupra cabinei principale și apoi a coborât sub orbita cabinei de comandă până la aproximativ 3 km și 200 de metri. După restabilirea legăturilor radio dintre cele două nave și centrul spațial de la Houston, la 19:48 de minute, Neil Armstrong a comunicat că manevra a fost executată pe... Au ajuns? Michael Collins a comunicat datele rezultate din examinarea vizuală a stării exterioare a modulului în prima parte a evoluției celor două nave în formație. Potrivit datelor transmise de el, modulul lunar nu a suferit nicio avarie și și-a continuat în mod normal evoluția. Astronauților le-a fost dată permisiunea de a executa manevra de înscriere a modulului lunar pe orbită apropiată... Ai o fi nava noastră? ...suprafața lunii, s-a anunțat apoi de la Houston. După recepționarea comunicării, Michael Collins a pus în funcțiune timp de 8 secunde motorul principal al rachetei amplasate pe cabină pentru a se îndepărta suficient de modulul lunar, astfel încât să dea posibilitate vulturului să efectueze manevra de înscriere pe noua orbită lunară. La ora 21:11, ora Bucureștiului, modulul lunar, la bordul căruia se aflau Neil Armstrong și Edwin Aldrin, a executat manevra de înscriere a modulului pe orbita lunară de coborâre spre suprafața Selenei. Aceasta, tovarășe profesor, am impresia că se petrecea cam la 15-16 mii de metri de suprafața lunii. De aici începe ineditul în ceea ce privește evoluția experienței Apollo 11. Până în acest moment și până în acel moment și nava Apollo 10 cu modulul său lunar ajunsese la o asemenea distanță de lună. De acum, ineditul pe care vă rog să ni-l comentați. Potrivit datelor pe care le cunoaște până în prezent, tu-s luna, măti, cu curentul tău electric! Dă-mă, dă-mă, dă-mă! Hai, mă, nu se poate, mă, chiar așa! Ăla, chiar așa! De ce, mă, acum, mă, acum? Nu se poate așa ceva! Bă, fire așa, dracu, ce frumoasă e. Bă, iepure, ia uite-mă, ia uite, tăticule. This is the English guide and production queue circuit for television from Houston to Europe. Ici circuit guide anglais et ordre production pour la télévision en provenance de Houston à destination de l'Europe. This is the English guide and production queue circuit for television from Houston to Europe. Ici circuit guide anglais et ordre production pour la télévision en provenance de Houston à destination de l'Europe. This is the English guide and production queue circuit for television from Houston to Europe. Ici circuit guide anglais et ordre production pour la télévision en provenance de Houston à destination de l'Europe. Cosmin? Da? Mergem anumită, nu? Cinele lume s-a gândit că se naște un satelit.
ce din Moscova a pornit și în lună s-a oprit. Ei, lună, fii boioasă, că-i musafir în casă, măi, măi. Ei, lună, fii boioasă, că-i musafir în casă. Ea din Moscova a plecat și pe tine te-a cătat, măi. Spune-mi, nu te simți mai bine când ai darul lângă tine? Hei, lună, fii voioasă, că-i musafir în casă, măi, măi. Hei, lună, fii voioasă, că-i musafir în casă, măi.